Тяжкої історії, традиції, урашал фаворірійші печій. Капітала нестеренії, тирасполу, ладо, суте дозі, чиної дянь. Маймулте терену ріригабіле, без волтаря амеліорацієй. Ламіжлок де туамне, маймулте сате дін нестеренія, маркязе зіва де храм. Bine v-am găsit la știrile în limba moldovenească. Noi continuăm să vă aducem la cunoștință principalele evenimente din Republică. Cum a fost această zi și prin ce se va memoriza ea, urmărim chiar acum. Astăzi, capitala Nistreniei, Tiraspolul, marchează aniversarea de 229 de ani de la fondare. Oraș cu bogate rădăcini istorice, cu tradiții, oameni muncitori, oraș al făuririi și păcii. Astăzi, flori de recunoștință au fost depuse la Memorialul Gloriei Militare și a fost cinstită cu o clipă de reculegere memoria eroilor care și-au jertit viața pentru cerul senin deasupra Tiraspolului. La focul veșnic, mormintele eroilor din numele tiraspolenilor și întregului popor a depus flori prezidentul Republicii Moldovenești Nistrene Vadim Krasnoselski. La eveniment au participat și reprezentanții Guvernului Sovietului Suprem, organelor puterii, orășenii. Un loc aparte al capitalei, postamentul Ecaterinei a II și conducătorului de oști Alexandru Suvorov, arhitectului Franz de Volan, fondatorii orașului Tiraspol. Tiraspolenii întotdeauna s-au deosebit prin unitatea sa și întotdeauna au fost gata a se ridica la apărarea orașului natal, în toate epocile. 229 de ani în urmă, când numai orașul și-a început construcția, când în centrul unei stepe era ridicată cetatea. Acest lucru a fost demonstrat și în anii primului război mondial, pe timpurile războiului civil, marelui război pentru apărarea patriei, războiului din 92. Doresc, anume, istoria militară a orașului Tiraspol să se sfârșească și să fie continuată istoria făuririi, frumuseții, culturii. Oamenii așteaptă prosperare, ei nu doresc război. Nistrenia visează la pace și făurire. Astăzi Tiraspolul e un oraș modern, cu edificii contemporane, obiecte sportive, culturale, parcuri, ce bucură ochii. Bucură că orașul își schimbă aspectul. Fiecare doritor aici se poate atinge de istorie. Poate trece pe lângă indicatorii timpului, studia istoria orașului natal. Poate lua cunoștință de expoziție arheologică sau pur și simplu se poate plimba prin parcul Ecaterinei. Vadim Krasnoselski a specificat că activitatea în direcția dată continuă. Se planifică construcția cartierului muzeistic. Va fi reconstruit și cheiul râului Nistru. În oraș vor apărea mai multe zone de odihnă. El devine accesibil pentru persoanele cu dizabilități. Cu alte cuvinte, un oraș pentru fiecare, în care este dorința de a trăi. Ziua Tiraspolului e marcată de pocroave, sărbătoarea acoperământului Maicii Domnului. Dis de dimineață în lăcașele bisericești au fost oficiate servicii divine. Inuriașii și slujitorii cultului s-au rugat pentru pace, belșug, prosperare, născătoarea de Dumnezeu să ocrotească capitala, patria noastră, de toate relele. Astăzi servicii divine au fost oficiate în întreaga republică, căci multe localități nistrene marchează ziua de hram. Lăcașele bisericești, mănăstirile, întotdeauna au fost construite în cel mai înalt și frumos loc, bine văzut de departe. Dacă vom privi fotografiile de arhivă, vom vedea că lăcașul atunci, mai bine de 100 de ani în urmă, era construit pe un loc înalt. Pe timpurile puterii sovietice, el a fost distrus și nivelat teritoriul, dar iată mai târziu a fost ridicată această capelă. Este o sărbătoare deosebită pentru familia mea și cred că pentru toți creștinii. Ei să fie păziți de toate relele, să nu se îmbolnăvească și să fie numai bine. Lângă piatra comemorativă și capela din centrul orașului în fiecare an, la 14 octombrie, slujitorii eparhiei de Tiraspol și Dubăsari oficiază serviciul divin. În acest loc sfânt, mai bine de 100 de ani în urmă, a funcționat lăcașul bisericesc, numit în cinstea acoperământului Maicii Domnului. La moment, în acest loc se înalță capela în care creștinii înalță rugăciuni născătoare de Dumnezeu, care îi ocrotește de toate nenorocirile. Prezidentul Republicii Moldovenești Nistrene, Vadim Krasnoselski, a fost decorat pentru aportul la dezvoltarea capitalei Nistrene, elaborarea și realizarea proiectului istorico-cultural Parcul Ecaterinei.
Primind decorația, Vadim Krasnosilski a remarcat: crearea parcului și, în general, schimbarea aspectului Tiraspolului e un merit comun. Prezidentul a exprimat recunoștință fiecăruia care a crezut în succesul proiectului, care și-a adus aportul la realizarea lui, și celor care continuă amenajarea orașului nostru. În ziua Tiraspolului, decorații de stat le-au înmânat orășenilor care și-au adus aportul la dezvoltarea capitalei. Printre ei, activiști publici, lucrători ai fabricilor și uzinelor, organizațiilor municipale. În total, 43 de persoane. Ordinul de onoare l-a primit pensionarul, cazacul districtului Căzăcesc din bazinul Mării Negre, Vasile Șeremeta. La moment, dumnealui se ocupă de educația patriotică a tinerei generației. Iar Tatiana Lutova, muncitoare la Electromaș, medalia pentru vitejie în muncă. Ea lucrează la întreprindere 38 de ani. Mai multe despre concetățenii noștri, deținători ai decorațiilor de stat, în ediția de seară a știrilor. Nistrenia cu forțe proprii dezvoltă ameliorarea. Astăzi agrarienii și statul împreună majorează terenurile pământurilor irigabile. Stația de pompare principală Tașlâc. Aici deja câteva luni lucrează specialiștii, chiar și pe timp de ploaie. Spun că montarea țevilor trebuie terminată până la geruri. Anume, prin ele, apa vine în câmpurile câtorva întreprinderi agricole. Pentru anul curent a fost programată înlocuirea agregatelor de pompare, 4 agregate și partea de torent. Practic, se sfârșește montarea rețelelor. În total, aici sunt 8 pompe. Unele agregate le-au înlocuit deja cu altele noi, pe care le produce Electromaș. Noi, în anul trecut, în cel curent, lucrăm strâns cu Electromaș în ce privește producerea noilor motoare electrice. Am prelucrat deja și variantele reparației utilajului, adică a pompelor. Acum stația Tașlâc pompează apă pentru aproape 7.000 de hectare de pământ. În plan sunt 15-17.000. Restabilirea complexului ameliorativ e o parte a strategiei dezvoltării Nistreniei. A aprobat-o prezidentul în decembrie 2018. Țineți minte perioada sovietică, câte legume și fructe erau crescute atunci. Erau atunci ameliorate 62.000 de hectare. Acum avem deja 30.000 de hectare. E deja 50%. Dar tehnologiile actuale nu pot fi comparate cu cele sovietice. Ele sunt mai înalte și rudnicia la fel. Avem încotro crește. Nistrenia cu forțe proprii dezvoltă ameliorarea, spune prezidentul, iar pentru aceasta e nevoie de surse financiare mari. Astăzi agrarienii și statul împreună majorează terenurile pământurilor irigabile. Corona deja vu, plus 478 de cazuri în ajun, astăzi plus 502. Un absolut antirecord. O asemenea situație n-a fost din primăvară. COVID continuă să răpească viețile. Corona-centrele sunt completate la 100%. Medicii lucrează la limită, locuri nu ajung. Acesta e spitalul din Râbnița, reanimarea. În total sunt 12 paturi și ocupate sunt toate. Medicii spun că n-a fost nicio zi ca saloanele să pustiască. Mulți bolnavi sunt la picurături și oxigen. Se întâlnește acum o decurgere fulgerătoare a pneumoniei, când timp de 2-3 zile practic se afectează plămânii la 90-95%. E foarte greu a lupta pentru sănătatea acestor pacienți care s-au adresat târziu. În ajun a fost internat un bărbat, 50 de ani. Afectarea plămânilor, 95%. 10 zile s-a tratat acasă. Acum medicii luptă pentru viața lui. Starea e gravă. Acum sunt internați pacienți cu o stare gravă. De regulă, infecția COVID dă complicații extinse și are loc acutizarea tuturor patologiilor. E obositor, căci înțelegem că azi îi vom externa pe unii, iar mâine din nou pacienți gravi. Totul de la început. Poate opri acest cerc vaccinarea. Ea va salva de formele complicate, de reanimare și moarte. Medicii ruși spun că coronavirusul e cu noi pentru totdeauna. Se vor întâlni cu el toți. Pentru a-l suporta mai ușor, trebuie la timp de adresat medicului sau de vaccinat. De Pucroave, la mijloc de toamnă, în anotimpul roadelor și împlinirilor, mai multe localități din Republică marchează ziua de hram. Spre exemplu, Corotna. Apropo, în anul curent se împlinesc 230 de ani de la apariția bisericii din localitate.
Бештинащий спун, каинима сатулы коротна, есть музеул, кари пастряза история локалитетий. А ич есть пастрата купиетатя и информация деспри лакашул свинт, кари аста земплинеште до усути 30 де ань. Дак прима те стари документары, а сатулы коротна, инчепи ку анул 1769, атунч прима бисерика ан сат, а фост конструита ан анул 1791. История не спуни, а фост конструита, где он полковник ден Запорожья, пемежлач проприй, ласиномя полковнику Бурмас. Ша активат писерика ден анул 1791 пын ан 1813, ан 1813 арс. Финка ярау писерика Митькуцы, ден Лем, ши... А куперит кустов. Дар коротнений, а опусте милия, уней алте бисерич. Потривит лонжививилор, я ира ситуата ундева пе территориул, актуалулой мемориал ал глории милитаре. А фосто бисерика мари, фрумоасы, ко клопотницы, ундин капяу шас клопоти. Спун к чел май мари клопот, кантаря ноузы шаса ди подурь. Он сингура ловитура с аузя принцателе дин веченатати. Дар ан анул 1934 бисерика афос диструсы. Бисерика диструсы, яр служитори бисеричи, шчей май актив креденчош, афос репресац. La momentă Muzeul Satului este vernisată o expoziție dedicată jubileului de 230 de ani, de la înființarea primului lăcaș sfânt. Îmi pare bine că locuitorii satului au răspuns la apelul nostru și ne-au dat multe informații. Chiar o icoană avem, un tablou pictat de o consăteancă de-a noastră, Belocur Aliona. În expoziție avem lista oamenilor care au fost botezați până la anul 1934, până când s-a fost distrusă a doua biserică. S-au scurs anii, multe s-au schimbat, dar credința a rezistat în veacuri. Și în 1987 au început a construi un nou lăcaș bisericesc. Încoace au venit astăzi setenii, în zi de hram, pentru a se ruga pentru prosperarea satului și a oamenilor de aici. Hrușca, cel mai nordic sat din Republică, e situat și pe Mal de Nistru și pe Panta Dealului, un sat cu oameni harnici, îndrăgostiți de baștina sa. Este atractiv și pentru locuitorii de aici și pentru oaspeți. Eu iubesc satul meu natal, aici m-am născut, pe Malul Nistrului, o frumusețe de nemai văzute. Pădurea e aproape, Nistrul lin, bătrân. Ne mândrim cu satul, cu meșterii noștri. Ce frumuseți meșterițele noastre fac! Aia asta e lucru tare greu și tare chipzuit. Dă, Doamne, să fie pace pe lume și cer sănin. Este un sat bogat, frumos, pitoresc. Ne uităm după bogățiile care le-au, vedem că e un sat plin de belșug, cu oameni gospodari, oameni cu inima deschisă, oameni cu suflet mare. Anatol Stancu, deja 10 ani, împletește coșulețe și panierea din lozie. Spune că este ocupația preferată, în special iarna, când amurgește de vreme. Tau loză, ele cu tășade, se așadă și se va împlete. Iarna, când noi de lucru, noaptele sunt mari. Eu fac coși mai mari pentru poamă, de strâns poamă. Spate de strâns și pătlăjele și pepe, la prietenii le dăruiesc. O sărbătoare. Când petrec la pensie pe bărbații, le dăresc lor, la femeie, la 8 martie. Gospodinele din sat au pregătit bucate naționale rusești, ucrainești și moldovenești. Oaspeții puteau gusta din cele expuse. Am pregătit găluși moldovenești, babă neagră, am pregătit adjică, pește, jele, tot e natural. Așteptăm nepoței, copii. Sătenii se bucură și de realizările curentului an, doar tot ce se face e pentru locuitorii de aici, pentru moștenitorii bogatelor tradiții din Hrușca.
Anul acesta a început a trage apa și, în primul rând, la școală din sat și, pe urmă, pentru oamenii din partea din deala satului. Am făcut reparații la fântâni, reparațiile drumului. Oamenii de acum au strâns roada de pe dealuri și astăzi sărbătorim ziua satului. În cadrul sărbătorii au fost felicitați nou-născuții și persoana cea mai înietate, cuplurile care împlinesc date rotunde de viață de familie. Și un vast program concertistic în dar locuitorilor acestui sat de la nordul Republicii. Губерния Херсоняна и Вознесенск, Республика Автономна Советика Социалиста Молдовенянска и Нестрения ле унеште пе тоате Тирасполул. Дежа пе паркурсул а 229 де ани ел инфрумусетяза плаиул ностру. 1792, de-a lungul Nistrului, pășesc Suvorov și de Volan. Ei discută ucazul Ecaterinei a II-a despre înălțarea cetății pe malul stâng, ca o contrapondere cetății turcești Bender. La construcția de fortificare se recomanda a edifica și orașul Tiraspol. Însă și construcția o coordona Platon Zubov, care era în fruntea departamentului militar ingineresc, iar de Volan continua a se ocupa de acest lucru. Și la sfârșit de septembrie 1795 a fost arborat standardul, ceea ce însemna că oficial e sfârșită construcția cetății. Și manifestul, drept mulțumire pentru construcție, Ecaterina a II-a l-a trimis anume lui Platon Zubov. Potrivit ideii Ecaterinei, orașul urma să intre în gubernia Voznesensk, dar a ieșit altfel. În 1806, Tiraspolul a devenit parte a guberniei Hersonene. A fost centru județean în care intra și Odessa. Poate de aceea calea ferată a apărut la noi cu 6 ani mai devreme decât la Chișinău. Acum despre Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească. Până în 1940, Tiraspolul a fost principalul oraș al Republicii Autonome. În timpul Marelui Război pentru apărarea patriei, Tiraspolul a fost ocupat. La 12 aprilie 1944 l-au eliberat. Pentru bărbăție, viitoarea capitală a Nistreniei a fost decorată cu Ordinul Marelui Război pentru apărarea patriei de gradul 1. Iar acestea sunt zilele noastre. Se schimbă timpurile, regulile, epocile, apar noi clădiri, se construiesc parcuri. Un lucru e neschimbat. Tiraspolul rămâne el însuși, în timpuri și veacuri. Așadar, sărbătoarea Tiraspolului continuă. Astăzi la 17:30, concert și oaspeții sărbătorii, artiștii din Rusia, Lidia Muzeliova, grupul vocal-instrumental Devceata, vor fi și muzicieni din ansamblul Ludmilei Zichina. Concerte astăzi vor fi în toate cartierele orașului. Sâmbătă, la 16 octombrie, continuăm să sărbătorim. Dimineața, iarmaroc în scoarul aviatorilor, la Balca, în parcul Ecaterinei, distracții. Orașul meșteșugurilor, cafenea în aer liber, badminton, șah, festival al creației tinerilor, cântece și dansuri. Ziua Capitalei o sărbătorim împreună! Mai multe despre aceste și alte noutăți aflați în ediția de seară CEB și pe rețelele noastre sociale. Iar noi îi dorim capitalei noastre, orașului Tiraspol, belșug, prosperare, ani de pace! O seară bună în continuare tuturor! La revedere!